Bărbatul de 30 de ani din vulcan care a fost trivit de zăcământ în silos și s-a asfixiat sub tonele de huilă ar putea fi transferat într-un spital din București. Liderii minerilor din Valea Jiului spun că au obținut permisiunea ca un elicopter să vină și să-l preia. Însă totul depinde de protocolul dintre medici, dar mai ales de starea sa de sănătate. Omul este în continuare în comă profundă și pentru că creierul nu i s-a oxigenat cât timp a zăcut sub malderul de zăcământ, acum se așteaptă ca starea sa de sănătate să devină una care să permită zborul în în capitală. Tânărul de 30 de ani din vulcan a fost surprins de o surpare, în timp ce lucra într-un silos de la suprafața minei. Accidentul teribil a avut loc miercuri dimineață, în timp ce salvatorul lucra cu o echipă de specialiști la curățarea unui silos. Bărbatul a fost adus la Spitalul de Urgență Petroșani, în comă profundă. Complexul energetic Hunedoara a început o anchetă pentru a determina cauzele producerii acestui accident de muncă.